Elevii, părinții și profesorii de la grupul școlar de poștă și telecomunicații au așteptat cu mare interes verdictul legat de alipirea unităților de învățământ cu fostul liceu CFR. Reacția lor a fost însă târzie, pentru că nu au înțeles exact care a fost decizia consilierilor locali. O amânare care pe noi ne pune pe jar și profesorii noștri la fel. Prin cele spuse de ei, cum că nu au reușit în acest timp să decidă soarta noastră, cred că mint și doresc promovarea noastră. N-am înțeles absolut. Dar de ce? Mersi. Au făcut nenumărate memorii și nenumărate audiențe prin care am solicitat să țină cont și de părerea noastră. Nu suntem total împotriva comasării, însă părinții nu doresc această comasare cu un liceu cu rezultate zero la învățământ. Nu poți să unești licee cu grad de promovabilitate la fac de 40% cu liceu care a avut zero. Deci chestiunea asta... Soarta comasării celor două licee va fi din nou dezbătută în ședința de plen de luna viitoare. Până atunci, autoritățile trebuie să găsească și alte soluții pentru rezolvarea problemei legate de chiria pe care primăria o plătește pentru liceul de poștă.